Știi ce înseamnă asta? Wow, 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 e vară, vară, istoria pară. Wow, 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 e vară, vară, iară. Are, mănâncă în timp ce cântă. M-am dat cu ruj pentru că... De ce nu? M-am dat cu ruj ca să învăț să mă dau cu ruj, că eu nu știu să mă dau cu ruj. Nici până nu știu să mi-l împletesc, dar am o prietenă care stă în același cartier cu mine, chiar în blocul de vis-a-vis și foarte simplu, că atunci când am de filmat ceva, mă duc, bat la ușă, hei, mă plătești și pe mine. Un episod foarte, foarte... Stați, de fapt, să anunțăm și pe Snapchat. O surpriză veți avea în vlogul de marți, pentru că acum filmez Ane mănâncă! Bună! Numele meu e Ana Maria și în următoarele 3 minute o să te uiți cum eu mă pufoșesc, pentru că filmez episodul 3? Doar 3? Din Ane mănâncă. E o serie în care eu mănânc diverse chestii trimise fie de voi din diverse părți ale lumii, fie sunt lucruri pe care eu le găsesc. Cineva se uită de pe alt balcon, fix la mine, cu sau cu camera. Foarte ciudat. Trebuie să mă mut la casă ca să fac... vlogging. Trebuie să mă mut la casă, Focus, bobiță, focus. Așa. Ideea seriei mi-a venit în timp ce eram într-un hipermarket bine cunoscut și am văzut tot felul de fructe exotice și am zis, ia să fac eu un clip în care mănânc fructele astea pe care nu știu să le mănânc, că nici nu știu cum se consumă, în ce formă se consumă, cum le tai, cum le pregătesc, și așa s-a născut primul episod din Ane Mănâncă, pe care puteți să-l vedeți aici. Oare reușim să facem 30.000 de like-uri? Videoclipul de astăzi este realizat cu ajutorul Larisei, a.k.a. mămica lui Noah. Mămica lui Noah stă în Belgia alături de soțul ei și cei doi copii, al treilea e pe drum, felicitări. E româncă, face vloguri combinate de familie, de parenting și de beauty și puteți să-i dați un subscribe aici. Larisa mi-a trimis cutia asta din Belgia. Habar n-am ce mi-a pus acolo. Stați să-mi dau adresa jos ca să vă arăt o cutie. Este o cutie de la Biscuiterie Jules de Strupea. Mi-e place foarte mult episodul ăsta. Adevărul e că am pus câteva kilograme pe mine pentru că îmi place să mănânc și pentru că mănânc târziu. Căcat, mama trebuia să știe asta. Am uitat să montez microfonul XM. Și ce ați mai făcut? M-am dat cu ruj, dar fuck it. Mi s-a luat? Oh, this is so cute! Am și o scrisorică! Oh my god, uitați-vă câte chestii mi-a luat! Au, mi-am dat cu asta. Draga mea, sper din suflet să-ți placă micul meu cadou dulce. Te urmăresc cu drag și sper că acest clip să ajungă la 1000 de like-uri. Ați auzit ce a zis și mămica lui Noah, da? 1000 de like-uri! Că mă îngraș pentru voi. Te pupă mămica lui Noah și eu te pup. Mămica lui Noah egal Larisa, Adi, Noah, Lucas și bebe numărul 3. Love, Belgium. Nu vreau să... Pe spate mi-a scris ce conține cutia și nu vreau să văd. O să văd la final. Eu încerc să ghicesc ce avem aici în cutie. Mi-a luat și un pahar de apă. Mi-a luat cu pai pentru că voiam să-mi țină rujul, dar... Primul fel pe ordinea de zi, pe meniu. Uite-mă că mi l-o și numerotat. Ești nebun, deci mi l-o pus în cutie numerotate, oameni buni. Și pe spate mi-a scris ce-i fiecare. Premium belgice, ciocolade, handgemacht, 100% naturale. Haide vino! Haide vino! Come on! O nucă. Era aici o ciupercuță, aș fi vrut ciupercuța, dar dacă așa s-o nimerit... O, Doamne Dumnezeu, miroase a dragoste. Știu că aveți o problemă cu presleitul, da? Aveți și o problemă cu mâncatul, cu vorbitul cu mâncare în cură? De fiecare dată când o să vedeți că plec brusc din fața camerei, e pentru că cineva, am eu impresia, că se uită dubios la mine de afară. Le dau 10 din 10, n-am ce să comentez, nu mă pun cu artizanii belgeni premium, când eu nici măcar
Nu știu să fac un pat de șpagă. Speculos! Eu știu de speculos pentru că mă distrez cu mama la Crăciun că sunt biscuiței ăia importați din Germania, cred, se numesc Gewurz Speculatius, cred. Hai să vedem cum se pronunță asta. Heintuchehufte aromas. Tuchehufte. Hai să vedem dacă ești tuchehufte sau tufă și atât. Vai, dacă îți puteți să mirosiți, e cu scorții. Nu face fermeturi! Îi iubesc. Sunt crocanți. Sunt foarte... Se simte așa parcă untul din ei. Texturi învenite în ciocolată neagră. Biscotii ricoperte de ciocolată fondente. Îmi place foarte mult să citesc în limbi străine. O să seria mea preferată de pe vlogul meu. Nu, îmi place și să fac tipuri de și îmi place foarte mult să fac renturi în care sunt eu. Aaa, urât, nu înțeleg. Apropo de nunți, a început sezonul. Măi, culiță, măi, că... Vai, ce bine miros și ăștia. Beginii n-au chestii nașpă de mâncare. Fiți atenți, magie, fiți atenți! Ta 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 ta. E destul de multă ciocolată, proporția de ciocolată mai mare. Și nu simt neapărat stix-ul. Și ori sunt eu dată peste cap acum cu papile gustative. Dar am impresia că stix-ul are gust de brânză din aia mucegăită. Nu-mi place foarte mult ciocolata neagră. Poate și ăsta e motiv. Stop un pic, discuție personală. Eu pot să iau premiu pentru cea mai mică vezică din țara asta, dacă nu din cel puțin din estul Europei. Dacă beau o cană de apă, imediat o și elimin. Eu nu știu ce fac rinichii mei. Bravo, high five! High five! Ăștia au snacks-uri mini salam. Vai, ce drăguț! Mie-mi place salame. Să vină meme-urile cu chestia asta. Fata, dar de care salam îți place? Sau salam, reggaeton, luft, getrockene salami, specialitet für fine snacker. Adică sunt un snacker fine dacă mănânc de ăștia. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai crocanți. Mai uscați. Ale un țânțar. Bă, băiatule, ce ai mâncat? Mi-ar fi plăcut să fie mai crocanți, mai puțin grași, că uitați ce degete lucioase am acum. Și să aibă o din aia de... O sigilez, că, ca să nu trebuiască să mănânc toate astea deodată. 6 din 10. Zice și Larisa că aose, ăștia sunt mini salamis, belgenii consumă la un film, întâlniri între prieteni, etc. Mie nu-mi plac. Vai, ăsta dacă e marțipan, eu și mor. Da! Vă, ce drăguț e. Vorbim încet, pentru că marțipan este ceva foarte delicat. Cam așa, cam așa, în felul ăsta. Deci, stilul ăsta, așa. Așa împachetez eu cadourile. Orice cadou. Vai, mireasă marțipan. Nu știu, mi-mi place foarte mult marțipanul și nu știu de ce nu-mi cumpăr. Oare cum să descriu gustul marțipanului? Pentru oamenii care nu au gustat niciodată marțipan. Din făină de migdale! Iar marțipanul ăsta are și o textură foarte mișto, pentru că am mai mâncat și marțipan din ăla foarte îndesat, așa, niște batonași de marțipan și cumva prea... E pasta aia prea... Bă, ce dracu se întâmplă aici? Asta e mai... Hei, dacă vrei să ne mănânci... Suzy! Suzy o chema pe o pisicuță pe care am adoptat-o la un moment dat. Unde am mai mâncat? În Madrid am mâncat o vafă. Era dulce! Bă! Era dulce ca o ceată de pui de Golden Retriever. Îmi place ca vafa să fie nici foarte bleagă, nici foarte... Nu vreau să mă mănânci, fraieră! Să fie o combinație între o textură moale și o textură crocantă. Uite-o pe vecina mea! Vafuță! Voi faceți vafe acasă.
Nu, nu. Îi dau 9 din 10 doar pentru că nu e proaspătă. Adică nu e gata, abia scoasă din scoasă și mor aici. Napolitane. Ce napolitane au pe genii? Că noi avem firmituri în casă. Asta clar o să avem. Eu, în general, nu sunt un fan napolitane. Mint. Îmi place un tip de napolitane, nu știu de la ce brand îi. Sunt niște napolitane cu lămâie. Alea cumva îmi plac pentru că mi-a fost inoculat gustul lor de mică. Eram mică și țineam post. Eram foarte slabă, anemică. Nu prea mâncam. Și mă duceam la magazinul din sat. Eram încă la bunici. Și îmi cumpăram napolitane din astea vărsate cu lămâie. Înainte să mă apuc de această serie, aveam mușchi. Asta e un batonaș cu cocos, bănuiesc. Mie nu-mi plac foarte mult chestiile cu cocos. Dar am pe cineva căruia îi plac. El este cocosarul! Eu sunt cocosarul. Poftim. Știți bancul? Știi bancul ăla cu cocos și cu laptele de cocos? Da. Vă știți bancul cu cocos? Dacă nu știți bancul cu cocos, răspundeți-mi în comentarii și vă zic eu bancul în clipul următor. Hai! E bună. E bună? Nu, nu, nu. Dă să pun și un pic să văd. Bine, iau cu tine. Mulțumesc! Mulțumesc! Bă! Dacă vă deranjează și sunetul ăsta, sunteți prea sensibil pentru YouTube, ok? Am rămas cu un Napoleon. Am ajuns la fundul sacului. O să iau un Napoleon roșu. Alo. Încă mă și distrez. Napoleon Bonaparte. Lecție de istorie? Lecție de istorie? Asta e biluța lui Napoleon. Voi cum mâncați bomboane? Că mie îmi place să le plimb prin toată gura. Și după aia când s-o muiați suficient, să le crânțăm și să mănânc așa. Ca să pot vorbi cu voi că mie chiar mi-a foarte mult să suc o bomboană. Asta a fost Ani Mănâncă 3, Ani Mănâncă Dulciuri din BC. Mulțumesc încă o dată Larisei, mămica lui Noa, pe care o puteți găsi pe acest canal. Dați-mi subscribe, spuneți-i că ați venit de la mine și spuneți-i că îi mulțumiți că m-am îngrășat. Tura asta a fost o tură super norocoasă pentru că belgenii chiar au dulciuri bune. Marțipanul, speculos și pralinele. Mulțumesc că veți da un share acestui clip ca să știe cât mai multe lume de seria Ani Mănâncă și să se bucure și alții, pentru că dacă vouă vă place, sigur o să le placă și prietenilor voștri. Nu uitați să mă urmăriți pe Snapchat și pe Instagram. Pe Instagram postez chestii total diferite față de ce postez pe YouTube. Am și o latură mai artistică pe care vă invit să explorați. Ne vedem vinerea asta cu un super, super clip din ăla muncit și artistic și cu producție și fain și afară, outdoor, în natură, cu foc de tabără, cu prieteni, cu muzică. O să fie mișto. Până atunci să aveți o săptămână extraordinară. Nu uitați de thumbs up, nu uitați de subscribe. Ne vedem vinere. Ciao!